Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la Ora Adevărului. În această seară discutăm despre mai multe lucruri care afectează municipalitatea, cetățenii municipiului Târgu Jiu. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la Ora Adevărului. În această seară discutăm despre educație, abuzuri, despre comunitate, politică și iar educație, iar abuzuri, iar aceleași probleme cu care se confruntă educația din zilele noastre. De data asta cu lucruri concrete venite direct de la Motru, asta pentru că știți foarte bine, sunt foarte multe lucruri care nu ar trebui să fie făcute publice, dar se fac, lucruri care deranjează conducerea Colegiului Tehnic Motru și lucruri care se fac publice și trebuie să se facă publice, dar și așa deranjează conducerea Colegiului Tehnic Motru. Vom discuta pe larg despre toate aceste lucruri. O parte au apărut deja în mass media, o altă parte au ajuns la inspectorat, au ajuns la minister, a venit corpul de control, au fost făcute scrisori deschise. Din păcate, măsurile care trebuiau luate pentru reglarea acestor nereguli nu s-au luat. Invitatul meu din această seară este domnul profesor Valeriu Drulă, membru în Consiliul de Administrație a celor două colegii din municipiul Motru, dar cred că prezența în structura de conducere a Colegiului Tehnic este cea mai importantă. Bună seara, domnule profesor! Sărmână, bună seara tuturor spectatorilor dumneavoastră! Domnule profesor, faceți parte din aceste structuri pentru că ați fost mandatat de către domnul primar Cosmin Morega. Sunteți un fel de vector al comunității în aceste structuri de conducere. Cu toate acestea, prezența dumneavoastră în Consiliul de Administrație de la Colegiul Tehnic deranjează. Puteți să explicați și pentru telespectatorii noștri de ce acest lucru? Da, deranjează pe mulți. V-ați referit la conducerea Colegiului Tehnic Motru. Organul de conducere al școlii este Consiliul de Administrație. Cel puțin o parte. Directorul școlii nu mai este doamna Rușeț, acum este domnul profesor Manciu. Da, știu, este adevărat, dar dânsa, face din păcate, parte. Cunosc pe domnul profesor, un om deosebit, dar, dar, din păcate, fosta conducere încă exact conduce. Da, da. Și asta prin faptul că totul a plecat de la cazul Nibu, dacă nu era acest caz, acum nu se întâmpla nimic, nu se știa nimic, pentru că profesorii școlii, Consiliul Profesorilor, Consiliul de Administrație au fost înșelați, păcăliți, dezinformați, încât și speriați. Speriați de faptul că își pierd postul, că apar restrângeri, că apar completări și atunci omul e debusolat. Dar să știți că este un corp profesoral valoros. Eu îl cunosc, o bună parte din ei cunosc din oraș, din comunitate, o parte din ei au fost colegii mei mai pe vremuri, pentru că eu am funcționat în acea școală 26 de ani de zile. Și din 26 de ani, vreo 12, am fost directorul acestei școli. O școală bine așezată, bine pusă la punct, școală de top. Ei, lucrurile s-au deteriorat atât de mult prin faptul că a început să fie încălcată legislația. Legislația nu înseamnă numai legea educației numărul 1 pe 2011 sau numai codul civil. Legislația înseamnă absolut toate metodologiile care guvernează învățământul. Metodologiile sunt norme de aplicare a legii educației. Legea educației e lege specială. Sigur că ne raportăm și la codul muncii, tot o lege specială, ne raportăm și la celelalte legi. Iar necunoașterea nu ne scutește de erori și nu ne scutește de responsabilitate. Deci lucrurile care se răsfrângă asupra dumneavoastră, faptul că nu sunteți dorit acolo, pornesc de la această nerespectare a legalității. Da. Cum nu sunt dorit? În Consiliul de Administrație al unei unități tehnice, școli tehnice, poate fi formată din 15 consilieri, din care 6 sunt din școală și 8 din afară. Deci eu sunt un membru în Consiliul de Administrație din afară, ca reprezentant legal al primarului localității. Acolo intră reprezentanții legale ai Consiliului Local, intră reprezentanții părinților și reprezentanții agenților economici. Unii sunt mai vechi acolo. Și nici dumnealor nu au cunoscut legislația. Și să luăm cazul doamnei profesoare Greviste. Pentru că se constată că sunt 7-8 încălcări succesive. Ori
președintele Consiliului de Administrație și directorul școlii este cel care prezintă Consiliului de Administrație membrilor săi exact legalitatea în care se încadreze. Să nu se voteze împotriva legii. Putem dezbate, putem decide, dar niciodată împotriva legii. Aici s-a votat împotriva legii și încă există această tendință să se voteze împotriva legii. Domnul director actual este cu legea în mână, cu metodologia în mână și de fiecare dată explică. Da, o da. Susține și totuși da. Acest organism merge într-o altă direcție. Da, și aș vrea să mai spun că dacă sunt 8 consilieri externi și 7 din interior, înseamnă că întotdeauna activitatea unei școli în proporție de 90% poate fi dirijată numai de consilieri externi. Adică de comunitate. Ca să de comunitate. Așa. Pentru că se iau hotărârile cu majoritate, jumătate plus 1. Cum se iau hotărârile? Ei, în situații deosebite, cum este angajarea, deci practic metodologia de mișcare, angajarea în școală a unui cetățean, a unui om, evaluarea, motivarea, se votează cu 2/3 din numărul total al membrilor. Asta înseamnă 10, să fie 10 voturi pentru. Atunci școala are nevoie și de sprijinul exact. Comunității. Exact. Ori mi-amintesc de o ședință a Consiliului de Administrație în care toți ceilalți 7 membri ai Consiliului de Administrație extern nu s-au prezentat. Bineînțeles, gândită, făcută, s-a blocat activitatea, nu s-a făcut ședința. Altă ședință. Atunci au venit toți 7. Atunci a fost cazul când au propus și au votat revocarea mea. Fără să citească metodologia de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație, care are acolo articolul 8 și are niște subpuncte. Iar cazul meu se încadra la un subpunct B care spunea poate să-și pierdă calitatea de membru al Consiliului de Administrație numai dacă autoritatea care l-a numit îl revocă. În speță instituția primarului. Dumnealor erau gata, pregătiți cu bilețele, au votat toți, ce bine e ura, 10 voturi împotriva mea. Ceva la rapid, da, da, pregătită. Nu cred că a fost gândit atât de bine. Adică trebuiau să gândească la un eșec. Negândită, pentru că și consilierii Consiliului Local nu pot fi revocați decât de Consiliul Local. Pot să fac și un lucru ăsta, să vorbesc cu toți, îl votăm împotrivă și îi revocăm. Nu. Este o încălcare de lege. Și aici este tot o încălcare. Acum am constatat că dumnealor sunt ținta unui morman de ironii datorită acestui lucru. Li se spune că ce mă ați dat primarul afară? Da, păi da, așa este, sunteți reprezentantul da. Primarului în acest organism. Și spune foarte clar acolo, primarul sau reprezentantul său legal. Deci eu am fost numit prin dispoziție de către instituția primarului, la care școala mi-a dat altă dispoziție și am făcut parte din Consiliul de Administrație începând cu data de 3 decembrie. Deci le stați ca un ghimpe în coastă. Da, împotriva acestor încălcări, împotriva ceea ce s-a produs, da, le stau ca un ghimpe în coastă și nu voi renunța. Vreau să vă spun că mă voi adresa în continuare Ministerului Educației, prin sesizare și scrisoare deschisă, Guvernului, pentru că s-a apelat în cazul doamnei profesoare și la Guvern, Parlamentului și Președinției. Deci nu renunțați la afaceri publice aceste nereguli care se întâmplă în această unitate de învățământ. Nereguli pornite odată din răutate. Altfel nu-mi explic ce să ai cu un profesor care și-a făcut treaba în această școală, da? Pornite din necunoștință de lege și de metodologie. Da. Pentru că altfel nu-mi explic cum poți să iei o decizie de genul ăsta când știi că totul este împotriva ta. Politic. Chiar dacă omul afectat nu este o persoană legitimată politic, dar tu, dacă ești politic, ți se pare că poți să tai și să spânzuri așa cum vrei tu. Și nu știu, poate pentru că la unii le e dor de putere. Cred că este o lăcomie după putere și după bani. E adevărat, salariile învățământ au fost cum au fost, au mai ridicat. În sfârșit, e o meserie, o muncă pe care mi-am ales-o. Încadrez în ea. Acum, ar fi problema următoare. De ce s-au putut produce atâtea încălcări? Pentru faptul că doamna ex-director s-a simțit protejată. Și a fost protejată. Și este protejată. Și este protejată. Deci, n-ar mai avea ce căuta în acest organism de conducere. În momentul în care corpul de control a scos la iveală vorba aceea, un cortegiu de încălcări, punct cu punct, 7, 8, 9 sunt, atunci
consilierii din școală, membrii Consiliului de Administrație din școală și-au dat toți demisia. Și în faza următoare... Inclusiv dânsa, din postura de director din Consiliul de Administrație. Și în faza următoare au fost aleși din nou de Consiliul Profesoral. Deci s-a dezbinat colectivul. Acolo e un colectiv foarte dezbinat. Cum vă explicați dumneavoastră, spuneți că ați condus an buni această unitate de învățământ. Da. Că poți să faci așa o chestiune, adică astăzi ne dăm demisia pentru că a apărut public și s-a cerut și s-a făcut prea mare tamtam pentru că a apărut acest raport al corpului de control și neregulile sunt crase și flagrante, da? Și apoi te prezinți în același organism pentru că ești propus de, nu știu, cine face parte din acel organism și tu, nu numai că, ok, poate îți face o plăcere că cineva are o considerație față de tine sau o datorie și te propune și accepți chiar să fii în același organism. Are legătură cu faptul că ai o susținere politică, că soțul tău este inspectorul general adjunct al acestui inspectorat? Este o legătură directă. Directă. Deci când îi se comunică, se vede, scrie aici, scrie peste tot și eu fac ce vreau. Adică am eu un citat din Nikola Tesla, care are rădăcini românești, să știți, de aceea din zona Banatului Sârbesc, care spune așa: e periculos să dai puteri nelimitate unor mizi limitate. N-am înțeles niciodată de ce s-a produs acest lucru, de ce încălcări după încălcări. Mi-am pus problema doar că eram prins în situația doamnei profesoare Nibu. Dar ce am văzut acolo m-a uimit și am zis, nu se pot produce peste noapte, adică să devin dintr-o dată un călcător cu cizmele ale legilor. Ele au fost tot timpul, dar lăsate mascate. Și luăm, ca exemplu, situația burselor din toamnă, scandalul burselor din toamnă. În luna septembrie, legea prevede, hotărârea de guvern 951/2017, prevede clar. Elevii sunt înscriși, ei personal dacă au vârstă de 18 ani, sau părinților dacă sunt minori. Între 15 și 25 septembrie, printr-o simplă cerere registrată. Ei, și procedurile aplicate au fost greșite, că se cereau acestor elevi un dosar întreg, care conținea mai multe piese. Dar înscrierea era simplă. Depui cerere, așa apoi poți să adun toate piesele de la dosar. Documentele care mai trebuiau. Dar și s-a încălcat asta. Au fost și alegerile atunci, există și niște circumstanțe atenuante, dar m-am interesat și eu și am citit. Când poate fi contestată o lege, o hotărâre de guvern? Numai dacă are o ilegalitate în ea. Ori paragraful respectiv, articolul 4, spunea foarte clar. Înscrierea între 15 și 25 septembrie. 10 zile. Poate că am comprimat puțin spațiul, timpul ăsta de 10 zile. Dar această hotărâre reia o hotărâre mai veche, are numărul 1062, pe 2012, care exact în articolul 4 are aceeași prevedere. Se face înscrierea printr-o simplă cerere în perioada aceea. Deci era suficient ca beneficiarii, potențialii beneficiari, să depună o cerere. Mai lucru care nu s-a făcut. Nu s-a făcut. Consiliul de Administrație votează o comisie formată din 9 oameni. Hotărârea de guvern prevede 3-5 membri. Bun, am făcut-o de 9. Și când sunt prea mulți, se calcă unul pe altul pe picioare, știți. Din această comisie făcea parte secretarul șef al școlii, care era direct interesat. Secretarul șef, reprezentantul contabilității, reprezentantul informatician și așa mai departe. Da. Și puteau să fie 4 de acolo și al 5-lea să fie reprezentantul diriginților. Erau 5 clase de școală profesională, 5 diriginți, numim unul. Ca un numit nou, să spunem că e cum este. Dar când se încalcă atât de grav, încât copiii rămân fără burse, apare și asta ca o încălcare. Și mai e o încălcare. Comisia asta trebuie... pare foarte grav. Da, comisia pentru trebuia... că foarte mulți afectați. Da, trebuia propusă de Consiliul Profesoral și aprobată de Consiliul de Administrație înainte de începerea anului școlar. Ori un an școlar e declarat început la 1 septembrie. Bine, fie. Îl facem între 1 și 14 septembrie. Dar atunci, în luna septembrie, doamna director, ex-director actual, s-a ocupat de cazul Nibu, în loc să se ocupe de școală. Și aici o problemă. Păi care sunt prioritățile mele ca director al școlii? Un simplu caz care putea fi rezolvat la vremea respectivă,
prin cererea depusă și prin acordarea în Consiliul de Administrație a acelui drept. Dar nu s-a vrut, domnule profesor. Și a fost o încrâncenare ieșită din comun. Da, eu vă spun pentru că personal am discutat la acel moment cu doamna, în prezent ex-director, doamna Rușeț, și mi-a făcut capul bombă cu niște lucruri care nu erau reale. Adică, știți cum, încerca să vină cu niște argumente care nu erau corecte. Și eu, cu umila mea știință de carte în metodologie destul de restrânsă, pentru că dacă nu lucrezi cu ea, nu ai cum să știi așa, încercam să explic cât se poate de simplu că nu are dreptate, nu și-a ținut-o pe a ei, tot așa. Eu am cunoscut-o pe doamna Nibu, un profesor, am auzit, extraordinar, un om deosebit, o persoană care s-a bătut până în pânzele albe pentru postul său, care a fost lăsată fără pâine, brusc și peste noapte, printr-un abuz foarte, să nu mai spunem, așa, da, pur și simplu, din senin, din nimic, femeia n-a zis nimic, nu s-a certat cu nimeni, nu a împărțit pe nimeni, nu, adică, cum să spun, situația acestei doamne profesor, știți ce este grav? Că se poate perpetua în orice școală din această țară. Și atunci, normal că încerci să omori din fașă un astfel de abuz pentru a nu se repeta, pentru că te gândești, domnule, da, mâine poate eu ca și profesor o să fiu viitorul profesor Nibu din școala mea. Pentru că directorul se trezește că m-a visat urât și mă dă afară a doua zi și spune că nu sunt posturi în școală, deși sunt. Da. Asta este cel mai grav. După aia, vezi că șirul de ilegalități continuă, ajungi până la inspectoratul școlar. Inspectoratul școlar închide ochii pentru că doamna director trebuie acoperită de soț, trebuie acoperită politic, trebuie acoperită pentru că trebuie acoperită, da? Și atunci, unde ajungem? La Ministerul Educației. Unde găsim un om, mi-a spus dumneavoastră, foarte capabil, care a făcut acest raport de control pe care dumneavoastră l-aveți? Da. A depus acest raport la minister și organismul din minister care răspunde de acest lucru a prevăzut niște măsuri. Aceste măsuri trebuiau îndeplinite în 5 zile și trebuiau făcute, deci încadrarea doamnei trebuia făcută în prezența reprezentantului ministerului, care s-a deplasat în inspectoratul școlar și s-a făcut în prezența dânsului. Însă, ministerul face aici, deci organismul din minister, comisia respectivă, face o precizare, căreia aș vrea să-i dau citire pentru că n-au vrut să înțeleagă. Ne trimite la articolul 61, se va aplica cu prioritate articolul 61 din metodologie pentru încadrarea și încheierea pe contract pe perioadă determinată de un an. Ministerul nu precizează tot articolul 61, dar eu care îl aplic, zic, ce spune articolul 61? Mă uit. Și spune așa. Încadrarea cu prioritate după parcurgerea tuturor celorlalte etape. Spune foarte clar în articol. Păi atunci trebuia să se refacă etapele de la început, s-au refăcut și s-a ajuns la etapa în care doamna Nibu a depus cererea, în care solicita modificarea contractului de muncă din perioada determinată pe un an în perioada de viabilitate, pe durată de viabilitate. Dumnealor au spus tot timpul că este titulare mascată și că este viabilitate. De fapt, făceau trimitere la un articol numărul 29 aliniatul 3 din metodologie care definea viabilitatea. Viabilitatea înseamnă durata unui ciclu școlar, care poate fi la învățământul primar 5 ani, clasa pregătitoare, clasa 4, la gimnaziu 4 ani, la liceu 4, dar poate să fie și 2, pentru că este ciclu inferior al liceului, care se numește ciclu superior al liceului. La școala profesională putea fi 3 ani. Deci, a devenit o cutumă și s-a obișnuit, s-a încetățenit de-a lungul timpului că viabilitatea asta înseamnă 4 ani. Dar durata de viabilitate este cea care înlocuiește articolul 253 declarat neconstituțional și înlăturat din legea, înlocuit cu articolul 93.1. Durata de viabilitate atâta timp cât e postul. Ar semăna cu un soi de titularizare în școală. Dom'le, cât e postul, poți să rămân pe el. Postul scade, întâi sunt angajați titularii cu completări, cu restrângeri
și apoi vin cei cu perioada de, cu durata de viabilitate. Deci el e tot un suplinitor, profesorul, care dacă nu mai are oră școală, intră în mișcare și își caută în alte școli. Deci intră suplinitorul, nu intră din nou titularul care să-și mai lărgească deci, orele nu, intră în mișcare ca să ia salariul dublu. Deci titularul este asigurat de sistem prin întocmirea catedrei lui, dacă le are toate orele, dacă are lipsă, dar până 9 ore, intră pe completare și vede unde sunt, s-a făcut întâi și întregirea și apoi vine durata de viabilitate. Deci e totul profesor suplinitor care intră în mișcare. Am cotat... Și s-a respectat? Nu s-a respectat. Nu deci nici după de venirea corpului de control care a sesizat un lanț de nereguli și care spune că membrii Consiliului de Administrație vechi sunt cercetați pentru aceste nereguli. Este special prevăzut pentru doamna profesor dr. Maria Cochina, inspectorul școlar general, pentru măsura declanșării cercetării disciplinare a conducerii Colegiului Tehnic Motru, răspunde inspectorul școlar general, doamna profesoară. Termenul e 5 zile. Și a trecut de atunci niște luni. Da. 5 zile au durat 15 până când i s-a refăcut postul doamnei profesoare. Asta este singurul lucru bun până acum care s-a întâmplat, da. După ce această doamnă profesor a făcut greva foamei în fața Ministerului Educației și a strigat nemulțumirile cu legea în față, da. A avut curajul să se ducă până în pânzele albe. Deci atât acest lucru s-a întâmplat, au rechemat-o la școală pentru a-și reîncepe activitatea, în timp ce problema ei de fond nu s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat, pentru că asta a cerut durata de viabilitate, asta trebuia să îi se dea. Mai mult decât atât, de la 1 septembrie în 15 octombrie a fost în șomaj și încă nu i s-au refăcut drepturile salariale. Deci nici în momentul de față, care se rezolvă în instanță, în contencios administrativ. Da, mi-a zis doamna că a avut continuă lupta în instanță, este da, normal. Continuă și pentru durata de viabilitate vreau să vă spun că va merge procesul la Comisia Europeană a Drepturilor Omului, la CEDO. Acolo va merge. Pentru că... Deci cazul Nibu va deveni un exemplu național, da. Pentru că unii consideră că legea poate fi da. Aplicată oricum cum vor oricum e cunoscut ei. În toată țara. Oricum e cunoscut numai prin cunoscuții mei, prin colegii mei din diferite județe cu care am discutat de nenumărate ori, care mă mai întâlnesc câteodată. Acum e greu în pandemie. Pentru că este ceva care este într-o realitate paralelă cu realitatea noastră. Este greu de explicat. Cazul Nibu este unul dintre cele pe care dumneavoastră le-ați făcut publice. Cazul Nibu era deja public în momentul da, în care dumneavoastră da. Ați ieșit cu acea scrisoare deschisă. De nereguli care se întâmplă în această unitate de învățământ, care ar fi trebuit să fie talon acolo la Motru, din păcate nu este din cauza acestor lucruri. Care este următorul caz pe care l-ați făcut public? Mi-am dat seama că trebuie să fie multe antecedente și le-am mai făcut cunoscute. Și al doilea caz pe care l-am făcut public de acolo, nu l-am căutat, a fost oferit pur și simplu în Consiliul de Administrație. Noul da, direct... nu e bine să fiți acolo. Da, noul director al școlii a sesizat că nu poate semna înaintarea burselor către elevii de școală profesională, era vorba de vreo aproximativ 250 de mii de lei, 2 miliarde jumătate. De ce nu le poate semna? Pentru că a fost încălcată hotărârea de guvern. Deci 5 încălcări acolo. Și n-a avut curajul. Și eu dacă aș fi fost pe post de director și constatam lucrul ăsta, n-aș fi făcut acest lucru. Și a devenit public. Sunt 132 de copii lăsați fără bursă. Sunt peste 100 de familii cărora li s-a produs acum prejudiciul în bugetul familiei. Exact, că oamenii se bazau pe da. Acei bani. O sumă infimă dacă stai să te gândești. Dar pentru o familie săracă da. Sau o problemă, cu probleme sociale erau da. Niște bani. Sunt 200 de lei pe lună. Într-un an școlar se duce la 1500, aici în jur de 1500 într-un an școlar. Dar atâta nepăsare față de acești copii, când în școală există o comisie de burse. Și am solicitat domnului președinte al Consiliului de Administrație și directorul școlii să prezinte Consiliul de Administrație, nu iau nicio hârtie din școală, le prezintă Consiliul de Administrație ce s-a întâmplat cu această bursă în anii trecuți. Deci 2017-18, 18-19, 19-20, actualii 20-21.
N-am primit niciun răspuns. Deci s-a petrecut la fel. Aceeași încălcare de lege. Acesta este acum, a devenit un cumul. Deci un cumul de acești copii chiar sunt afectați, adică dacă aduni sumele și din anii trecuți, copiii ăștia ar fi putut beneficia de sume mult mai mari decât cât au pierdut. Au primit bursa în anii trecuți, dar deci prin semnătura doamnei director, care încalcă această hotărâre. Deci și acolo, dacă de exemplu Camera de Conturi Gorj și a Curții de Conturi din România găsește că este un viciu grav, poate să îl transforme în prejudiciu pentru școală și să-l plătească bani. De la așa doamna cum mai avem un caz în școală, scandalul burselor vechi. Care s-a rezolvat în instanță, s-a tranșat în favoarea fostului director, am înțeles. Nu, tocmai. Doamna Rușeț Adela a venit la conducere, când ei conducerea unei școli cu Consiliul de Administrație, ei și hangarale, tot ce e bun și tot ce e rău. Dar obligația acum este actual acelui Consiliu de Administrație să rezolve problemele școlii. Și atunci dânsa a gândit că e bine, cu aprobarea Consiliului de Administrație, înșelat, mințit, să dea în judecată Comisia de Burse anterioară, deci din conducerea anterioară. Asta, de conducerea anterioară vorbeam, că doamna Chițulescu ar fi câștigat, așa. La asta mă refeream. Acolo ajung. Și a dat în judecată comisia, după care, în instanță, în contencios, a retras toată comisia și a lăsat-o în cauză doar pe doamna Chițulescu. Ei, dânsa a câștigat procesul, definitiv. Și atunci, acest miliard de lei vechi, aproximativ, considera prejudiciul, cine și l-a asumat? În mod normal și l-a asumat doamna Rușeț. Dar noul Consiliu de Administrație a preluat problema. Citind și văzând, constatăm că, de fapt, recuperarea prejudiciului se face prin împotriva beneficiarului. Deci, prin poziționare împotriva beneficiarului, adică împotriva foștilor elevi. Ceea ce noi am făcut acum. Deci, practic, recuperați banii de la copii. E greu să spunem că se recuperează. Acei copii au terminat în 2015, 16, 17. O parte nici nu mai sunt în țară, poate. Nici nu mai sunt în țară, nu mai sunt de găsit. Dar acolo, doamna Chițulescu a început, încă pe mandatul dumneai fiind, să recupereze din banii ăștia. Era o sumă din jur de 60.000 de lei, vreo 600 de milioane era suma. Și a recuperat dânsa în jur de 10.000, 100 și vreo 2 milioane. A preluat doamna Rușeț, trebuia să continue această procedură pe care a făcut doamna. Pentru că doamna Chițulescu nu mai are răspundere patrimonială. Uitați-o aici, răspunderea patrimonială. Nu exista o relație contractuală între școală, între Consiliul de Administrație școală și doamna Chițulescu. De-aia și câștiga procesul. Ne fiind răspunderea patrimonială, era absolvită de asta. Nu așa trebuia procedat. Trebuiau adunați, pus pe hârtie, ce mai facem să recuperăm. Iar doamna Rușeț a recuperat sub 10.000 în toată perioada asta. De altfel, nu s-a mai ocupat. Ce s-a recuperat a fost mai mult la întâmplare. Deci, practic, s-a recuperat 20.000 din 60.000. Nu, s-a recuperat 20.000 din 60.000. Una 10, cealaltă 10. Între timp, cresc penalitățile. Au crescut penalitățile și se duce la 100.000. Uitați-vă, dumneavoastră, acești bani, Curtea de Conturi, asta am aflat-o în ședința de Consiliu de Administrație. Curtea de Conturi trimite o adresă școlii, cred că făcea controlul în inspectora și școli, în care ne spune să întreprindem măsurile legale, ne dă termen până luna martie și să comunicăm ce măsuri s-au întreprins. Sigur, am citit legea și am văzut ce măsuri trebuie să întreprindem. Îndreptare împotriva foștilor elevi. Nu sună deloc bine, nici mie nu sună bine. Dar asta era calea legală. Situația trebuie rezolvată pentru că s-a creat un prejudiciu și... Exact. Însă, Camera de Conturi mai făcea o precizare. În condițiile contrare, suntem penal, ca să vă exprim așa. Adică, intrăm sub incidența codului penal. Adică dacă nu recuperați, vă faceți vinovați școala că nu recuperează acești bani. Și în actualul Consiliu sunt și eu, deși eu mă fac responsabil dacă nu recuperăm banii. Și ați încercat să le spuneți acest lucru și să le atrageți atenția, să rămână scrisă? Sunt discutate toate, nu am mai votat împotriva legii aici. S-a votat așa cum trebuie. Am susținut și domnul director, susținea și eu și cu legea în mână și s-a luat măsura de ridicare. Practic, dumneavoastră, nu numai că le atrageți atenția că se fac greșeli, ajutați, le indicați care este soluția corectă în cazul respectiv. Da. Pentru că nimeni nu vrea să plece acasă și să plătească din pensie, vorba aia, oalele sparte de alții.
Eu întotdeauna am ajutat. Acum, când constat atâtea lucruri, încerc să-mi pun problema. De ce s-au întâmplat? Cred că și lumea a început să vadă din ce motive s-a întâmplat acest fapt. De ce atât de multe abateri, atât de multe încălcări? Deci derapaje care n-ar fi trebuit să producă. Și acum să ne imaginăm că vine camera de conturi și constată că cinicile în anterior și ne pune prejudiciu și pe ea. Păi așa ar trebui să se întâmple, dacă stai să te gândești logic. Pentru că atunci s-a întâmplat așa, situația s-a perpetuat și se ajunge la... De ce nu s-a ajuns să se conștientizeze... La timp. La timp Consiliul de Administrație. De altfel... Pentru că revenim la ce a spus la începutul emisiunii, că o parte dintre ei nu sunt pregătiți în așa ceva. E adevărat că faptul că reprezintă comunitatea este de ajutor. Consilierii locali sunt votați de comunitate, sunt trimiși de comunitate acolo. Dar pregătirea lor nu este de a cunoaște metodologia în educație. Dar trebuie să fie niște vârfuri care să le explice. Dumneavoastră sunteți unul dintre acestea. Iar ei vor să vă elimine pe motiv că le dați mură în gură. Unde se greșește, unde este ilegalitatea. Cred că au vrut. Așa acum s-au potolit că și-au dat seama că nu mai stă în semnătura lor. Și acum o constatare personală. Sunt adunați în marea lor majoritate în jurul doamnei Rușeț. Și o susțin, și o apără, o apără și inspectoratul, ce, o apără și acolo. De ce? De ce? Eu am înțeles inspectoratul, am înțeles politica, am înțeles soțul, am înțeles asta, dar nu am înțeles cadrele didactice din școală care sunt atât de supuse de teamă. Credeți că există teamă? Adică oamenii se gândesc, aoleu, să nu pățim și noi ca Nibu? Da, majoritatea. Chiar dacă puși, sunt titulari, mă gândesc că oamenii sunt respect, titulari. Timpuși la respect, timpuși la punct, se retrag și își văd de treaba lor. Foarte dăunător într-o școală. Dacă nu există voci care să spună un lucru, așa rămâne. Și vă dau un exemplu de voce. Deci ești educat dacă spui, da, nu, dacă nu spui. Domnul director a făcut încadrarea școlii, a prezentat-o, s-a votat, eu am fost împotrivă, în care spune așa, la mecanică, mecanica să știți că este specialitatea prima a doamnei Rușeț, 3,5 catedre libere, 3 catedre și jumătate. Și am pus problema, de ce atâtea? În sfârșit, 5 clase de școală profesională, mi s-a explicat că la ele, la aceste clase este în special, sunt discipline respective pentru mecanică. Mai sunt și clase de doar, adică sunt subordonate și agentul economic, exact, și care inspectoratului. Financiar o parte și aici se dublează numărul de ore. În sfârșit, s-a făcut așa. Și anul acesta, domnul președinte al Consiliului de Administrație a propus durată de viabilitate pentru un domn inginer. Am eu și eu câteva relații, zic că e un om foarte pregătit, un inginer, îmi dau nume, și care își face și munca, specializat. De ce n-a fost până acum trecut pe durată de viabilitate? Și atunci, păi se poate să-i dăm durată de viabilitate. În Consiliul Profesoral a fost, eu nu sunt participant acolo, dar din mediul public, sau de. Și zice cineva, păi și pentru Nibu de ce nu se putea? Deci, înșelați, efectiv înșelați, dezinformați și puși la respect. Și acum există un zid și din școală, un zid de cadre didactice care o apără pe doamna și fac ce le zice doamna. Asta poate că se gândesc, măi, mai bine decât să ne punem împotriva vântului, că ăsta e vântul, știți, politic, susținere, când vezi ca și cadru didactic că doamna îi găsește o dita mai pleașca de nereguli și nu se întâmplă nimic. Ce te gândești? Adică, de fapt, ce facem? Ne punem rău cu doamna? Da. E problematic. Adică e o prietenie în ghilimele cu beneficii. Mai veche. Cu beneficii. Adică avem beneficii. Spate, dânsa realizează că noi susținem, chiar dacă este ilegal, incorrect, așa, dar ne este și nouă bine pe lângă dumneavoastră. Dacă îmi permiteți un exemplu, poate și revin asupra lui. Deci, directorul școlii a propus printre variante și una în care se acordau 3 clase de liceu, din care una să fie de pregătire în domeniul economic. Așa cum a fost cea de anul trecut. Eu nu eram în Consiliul de Administrație atunci. S-a supus la vot și în Consiliul Profesoral, dar nu se supune la vot acolo, dar a vrut să ia un trend al oamenilor. Cam pe la jumate s-au situat cei care vor și cei care nu vor.
cei care nu vor erau în raza de influență, în sfera de influență a doamnei ex-director. Ceilalți, domnul director, cu grijă, cu calm, cu respectarea legii, i-a mai atras. Poate și eu pe câțiva. Bun, s-a supus în Consiliul Profesoral și s-a respins acea variantă în care era clasa de economic. De ce? Prin influențarea ei de către doamna Rușeț și dar de ce n-ar vrea să se facă o clasă de economic? Cred că este ceva patologic. Nu cumva să ajungă doamna Nibu înapoi în școală. Și adică exprimă. Ca să aibă ore suficiente. Adică să aibă ședința ore în școală. Și, dar și exprimă în diferite locuri și să mai aud lucrurile astea. Mai ales într-un oraș mic cum este Mort. Exact, o comunitate mică acolo. Bun, mai mult decât atât. Tot ca să nu ajungă doamna Nibu să aibă ore, alte doamne din școală, domni profesori din școală, au solicitat completare pe catedre exact discipline din asta, făcând converse profesionale, are dreptul să le ceară. De acord, au avut dreptul să le ceară, le-au cerut și li s-a dat. Dar, spre exemplu, un cadru didactic putea să ia în completare discipline din protecția mediului și a luat discipline din partea cealaltă. Avea dreptul și la unele și la altele. Bun, dreptul dumneavoastră le-a luat. Dar, ca și profesor al școlii și susținător puternic al fostei doamne directoare, ca nu cumva să le ia nimeni. Adică și-au lăsat... luăm și ore care nu ne convin, da, în așa fel încât să tăiem din, da, și în felul ăsta bucată au rămas, ca să nu mai rămână alți profesori. Au rămas 12,5 ore de protecția mediului libere. Libere. Deci vine alt cadru didactic pe el. Asta e mișcarea cadrelor didactice. Și acum îmi pun problema și am să reprezint public și aceste situații ale doamnelor profesoare care fac acest zid în jurul dumneaei, înșelate fiind, da. Știți cum este? Bă, mă înșală azi, mă înșală mâine. Dar la un moment dat îmi dau și seama, mă, ceva nu-i bine. Eu nu mă gândesc că este doar înșelat. Adică poate e prea mult spus. Eu zic că o parte sunt conștienți că fac așa ceva. Acest zid, nu credeți că îl fac cu... pentru că se gândesc la ziua de mâine sau la spatele dânselor sau nu știu. Adică mi se pare că ești prea... ușor manipulabil ca la infinit așa să fii, când știi că este situația care s-a făcut publică, adică știi că orele respective pe care tu le iei ar putea să ajungă la această doamnă și să calmeze lucrurile în școală pentru că doamna n-ar face nimic ilegal. Eu de asta zic, poate e prea mult spus că oamenii ăștia nu știu și se duc așa cu capul înainte. Eu m-aș dori să se deștepte cumva. Se începe și asta pentru foarte multă lume, e de neconceput ce s-a întâmplat, de neconceput. Sunt uluiți, uimiți, debusolați de ce s-a întâmplat. Ele, Izlaivea, să știți că nu sunt singurile. Mai sunt suspiciuni, unele din cele foarte grave acolo. Eu le voi face publice, să știți. Indiferent de consecințe. În fine, n-au ce, da, să vă facă într-un fel sau altul. Sunteți, da, la pensie, aveți o experiență de viață, aveți o experiență profesională, nu vă contestă nimeni calitățile de dascăl, dar nu este o rușine într-o comunitate atât de mică să fie arătat cu degetul într-un fel sau altul, că faci rău semenului tău, că până la urmă ești într-o școală ca să faci educație, să educi pe tineri, să-i duci pe copii. Adică tu faci exact ceea ce îi înveți sau ar trebui să-i înveți pe copii să nu facă? Da, și eu găsesc că e foarte grav lucrul ăsta. E normal să adui o mână de oameni încât să faci un rău încălcând permanent câte ceva. Eu mă gândeam că poți aduna o mână de oameni, hai să vedem cum facem un bine. Exact. Hai să ne punem toți, da, capetele la contribuție, să facem ceva bine pentru școală. Însă, deci dacă era o chestiune de genul ăsta, da, aplauze la scenă deschisă. În Însă, schimb, nu trebuie ieși din cadrul legal nici atunci, că îl oprimăm și pe omul ăla. Deci acum apare, oprimarea apare asupra doamnei profesoare care a făcut greva foamei. Dar acum apare o oprimare și asupra informaticianului, unde nu sunt îndeplinite condițiile de studiu. Deci, în hotărârea de guvern 286, nu știu care an, spune foarte clar, informaticianul e pentru studii medii sau superioare, medii prevăzut. Trebuie să aibă studii liceale de specialitate sau studii universitare de specialitate. De specialitate. În schimb, s-a adus o prietenă a doamnei director, dacă mi-aduc eu aminte de niște titluri din presa locală,
care nu îndeplinea aceste criterii, dar totuși ocupă postul respectiv. Da, da. Și acolo e un mare dubiu de ce s-a petrecut lucrul ăsta. Să zicem că au vrut să o ajute. Da, da. Îi spui omului... Păi uite, vedeți cum facem cercul oamenilor care susțin, vedeți da, cum îi facem. Adică deci, eu te angajez în școală, îți dau, închid ochii că tu nu ai studii, îți asigur un post bine și... plătit, bine, nu știu dacă este bine plătit, da? Oricum nu e o muncă din aia de dat cu sapa, da? Într-un mediu plăcut, educație și așa mai departe. Și atunci, normal că persoana respectivă oferă înapoi acest zid, construiește acest zid de protecție împotriva celui care încalcă legea. Și acolo se pare că nu numai condițiile de studii sunt încălcate, cred că mai sunt și alte probleme și publicarea în Monitorul Oficial, care spune cu un număr de zile înainte, exceptând capetele, prima și ultima. Se pare că nici aia nu este realizată cum trebuie. Adică facem totul, hai pe repede înainte, că trece și nu se mai vede. Și nu se vede. Mie știți ce mi se pare dureros, domnule profesor? Că este școala care ar trebui să iasă în față, pentru că de acolo pleacă inspectorul general adjunct. Adică domnul inspector, care are și ore de matematică acolo, deși eu nu știu când și le face pe amândouă, am înțeles că nu prea e o chestiune corectă și că în timpul nu iar, am înțeles că are voie să aibă ore, dar programul dânsului de la inspectorat nu prea se potrivește cu orele respective. Tu, ca inspector general școlar, să ieși în față public cu atât de multe nereguli, cu soția ta care face atât de multe nereguli, potrivit corpului de control, da? Și atunci nu este rușinos? Adică nu-ți vine să faci un pas în urmă, înapoi? În schimb, domnul conduce comisia celor care i-a numit pe noi directorii acum, cei care completează posturile de la școli și vacanța... comisia de mobilitate județeană din acest an școlar tot dânsul o conduce. Deci același lucru. Dânsul, și mi-amintesc buni ani în urmă... Comisie în care apare în acest raport de control că a făcut aceste nereguli cu doamna Nibu. Da. Da, este același om care pe lucrare de nota 7 la BAC punea nota 10. Sigur, a fost sancționat conform metodologiei de atunci, în vigoare. S-a uitat, domnule Drulă. S-a uitat. Și atunci, dacă s-a uitat... Totuși, sunt în fruntea unei mase de oameni. Și e o masă de oameni care totuși ies cu toată ziua cu ochii în carte. Deci este acum, dacă ai carnetul de partid care te protejează așa, fără să fiu ironică, dar chiar este dureros că se întâmplă dacă așa ceva voie, în educația din Gorj. Aduc în discuție și acest caz într-un anume mod, personal, pentru că am întreprins personal altceva înainte. Am încercat să se rezolve cazul Nibu pe o latură amiabilă, pe înțelegerea faptului că e legea. Și am avut o discuție cu doamna Rușeț în timpul verii, în luna august. Și eu am avut o discuție cu doamna Rușeț. Am înțeles că făcea aluzie la viabilitate, la titularizare. Și că se reduc posturile, că nu o să mai fie copii. Că... Are dânsa o expresie că are dânsa are grijă de titularii școlii. Da, nu... asta mi-a spus și mie la telefon. Exact. Nu așa. Dânsa și nu eu. Însăși legea, sistemul, metodologia are grijă de ei, sunt primii care au niște drepturi. Bun. N-am reușit cu dânsa. Și m-am dus la domnul fost primar, actual consilier în Consiliul de Administrație. Și am solicitat că se poate rezolva problema pentru că legea prevede altceva decât modul acesta în care este încălcat dreptul doamnei. N-am primit un răspuns. Și m-am deplasat la... Mai departe. Am venit în aceea zi. Am făcut, cu excepția primului pas, ceilalți pași am făcut în aceea zi. Și m-am prezentat la Târgu Jiu cu doamna și cu domnul, cu familia Nibu, la domnul președinte al FSLI Gorj, Federația Sindicală la nivel din învățământ. A luat notă, a constatat că avem dreptate din toată documentația aia și l-am rugat să pună problema în Consiliul de Administrație, dânsul făcând parte din Consiliul de Administrație al ISJ-ului ca observator. Nu are drept de vot, are dreptul de participare și are dreptul să-și expună opinia. Bănuiesc că așa a făcut. Următorul pas a fost să solicit o audiență la doamna inspector școlar general. Cochină. Da. Am sunat, am fost respins. Nu este, nu vine, vă sunăm când vine. În stil caracteristic, toți care au trecut pe aici s-au plâns de această lipsă de comunicare, da, doamne. Următorul pas și ultimul l-am făcut la factorul politic. Nu-i dau nume. Am explicat împreună cu cei doi petenți, doamna și domnul,
a apărut a înțelege, i-am spus că este încălcată legea, metodologia prevede altceva și mi s-a răspuns că nu mă interesează metodologia. Ulterior am dat de înțeles metodologia enormă de aplicare a legii. Vă întreb puțin, colegii să sune pe domnul primar Cosmin Morega, primarul de Motrub, dacă, chiar dacă mai avem foarte, foarte puțin timp din emisiune, vreau să aud și părerea dânsului. Vă ascult. Am apărut a doua oară la dânsul. Împreună cu familia n-am mai intrat eu în audiență. Au intrat dumnealor. Se pare că le-a promis, după cum mi-au spus, că va scoate orele de la Motru. Și atunci îmi pun o problemă. Eu sunt factor politic, sunt cel care elaborez legi cu echipele respective, votez legi. Și de ce să spun că metodologia nu ne interesează când ea este exact normativul care respectă legea? Se pare că în mediul public, și bănuiesc eu că așa este, acolo este sprijinul dumnealor. Deci da. Acolo există... Nu i-am cerut favoruri. Am cerut doar să se respecte. Vă întrerup puțin, cred că l-avem în legătură telefonică cu noi pe domnul primar. Bună seara, domnule Morega. Ne auziți? Numai puțin, că nu vă auzim noi, cred că aici pe studio. Ne auziți acum? Bună seara, m-auziți, domnule primar? Din păcate, nu. Domnul Morega? Mai încearcă colegii să vă mai prindă o dată. Vă rog, continuați. Da. Acesta a fost al doilea caz. Dar tu, pe problema burselor, am solicitat inspectoratul școlar personal, dar din Consiliul de Administrație și am primit răspuns cu confirmare de primire, că până aici nu era obiceiul nici să-ți dea răspunsuri. Mm-hmm. Și atunci ați cerut confirmare ca să știți sigur că așa am primit răspunsul. Ei, inspectoratul școlar, în afară de faptul că am sesizat noi că sunt două încălcări, hotărârea de guvern și hotărârea Consiliului de Administrație, adică scot secretarul șef din comisie, care și ca salariat trebuie să facă înscrierile. Și uitați, de la articolul 6 aliniatul 1 din hotărâre, face aici precizarea și inspectoratul școlar ne spune acest lucru. Exact celelalte trei încălcări. Mai mult decât atât, face și precizarea că nu poate interveni ceea ce e corect. Nu avem poate pe interveni. Domnul primar, vă întrerup. Alo? Bună seara, ne auziți? Eu nu vă aud, din păcate. Se întrerupe? Întrerupem emisia, cel puțin acest telefon, pentru că nu-l aud pe domnul primar. Vom mai face, cred că, un episod din aceste, cu aceste dezvăluiri și atunci poate vom avea alături chiar pe domnul primar. Mulțumesc, îmi cer scuze. Vă ascult, domnule profesor. Deci ați făcut sesizare pe cazul Nibu, ați făcut sesizare pe cazul și public pe cazul burselor, ați sesizat apoi... Am pus o altă problemă. A fost ștearsă corespondența. Cazul cu informaticianul, spuneați? Cazul cu informaticianul, care rămâne în discuție acolo. Deci cineva trebuie să se sesizeze și să vadă care e problema. Eu știu că ce spun acolo pe hârtie este adevărat. Deci asta cunosc lucrurile mele. N-am înțeles de ce a fost ștearsă corespondența electronică a școlii pe toată perioada de mandat a doamnei director, care n-a fost de patron, că și-a dat demisia anterior. Sigur, și-a dat demisia... Deci a fost ștarsă corespondența. Da, vă vine să credeți. Nu, acum aud pentru prima dată. Da. Deci pe atâția ani nu există nicio... Da, corespondența electronică. În Consiliul de Administrație am mai auzit... De-aia are doamna informatician sau de-aia și-a angajat informatician. Asta e concluzia. Că cine să le șteargă? Cine are parola? Parola cine o are? Doamna director, doamna informatician și doamna secretar șef, bănuiesc. Dar de ce a dispărut această... Eu ce era de ascuns, da, de fapt? Asta întreb și eu. Dar ce era de ascuns? Deci asta este o chestiune care n-am mai auzit-o. Ați fost director atâta timp și într-o perioadă în care exista acest mail electronic. Da, da. V-ați gândit să vă ștergeți corespondența? Da, niciodată, dar nici măcar totul era la vedere, totul era transparent. În învățământ e nevoie de multă transparență.
pentru că altfel se produc astfel de cazuri. Deci, directorul e obligat să informeze cu legislația Consiliul de Administrație. Ori, Consiliul de Administrație a votat mereu împotriva legii. Deci asta e greu de crezut. M-am uitat acolo, sunt membri ai Consiliului de Administrație care sunt de când a fost doamna director. Și în ziua de azi fac la fel. Să nu vă mai spun de ce a fost această măsură preconizată de dumneavoastră de revocare. Mi s-a reproșat că am dat în presă. Eu am mai spus, dumneavoastră nu mă ascultați. Și eu solicit în scris și da, directorul. Da, spuneați puțin mai devreme că ați făcut toți pașii, adică v-ați dus de la A la Z, la toată lumea până ați ajuns la presă. Adică presa a fost după aceea. Și dacă observați, am luat-o gradual, de jos. Da, deci de la primar, la toată lumea, până la ISJ, până la ultimul factor. Și cu aroganță și cu dispreț față de lege. Cum să vi se reproșeze că v-ați dus la presă? După ce v-ați dus la atâtea organisme care au pus... Aș vrea să... Să le spun acestor oameni că presa este a patra putere în stat. Și că foarte mulți oameni, când nu mai au unde să adreseze, se adresează presei. Un lucru foarte bun, de altfel. Da. Un mecanism al democrației care ar trebui să funcționeze. Da, iar democrația este cea mai cruntă dictatură. E dictatura legii. Deci în momentul în care nu respecti legea, intri tot acolo. Deci cea mai cruntă dictatură e democrația. Înseamnă respectarea legii. N-am înțeles de ce și în continuare, după ce am adus la cunoștință inclusiv factorului politic, că se poate încă rezolva, se poate rezolva și în ziua de azi, conform metodologiei, nu neapărat instanței, conform metodologiei. Pentru că metodologia care s-a aplicat în anul școlar trecut pentru acest an școlar, știți când se abrogă? La 1 septembrie 2021. Deci e funcțional așa cum. N-am înțeles. Da. Ca să nu se poată aplica, au eliminat clasa de economic. Dar să știți că domnul primar a făcut adresă către instituția școlară, către inspectoratul școlar, care n-au răspuns niciodată, adrese, da. Și către minister. Niciun cerând răspuns. Această clasă. Da. Faptul că există această solicitare și faptul că se pot relua etapele în condițiile în care ministerul constată că s-au încălcat sau că nu e în regulă, se pot relua aceste etape. Deci nu-i târziu nici acum să se repună clasa de economic ca să aduci reparația prejudiciului moral, în primul rând, și material, domnului profesoare. Deci, este ceva care e greu ar de putea conceput. Să rezolve oarecum această neregulă crasă, acest abuz, care a fost deja făcut public și care ar trebui să îi rușineze pe cei care au încălcat legea în această manieră pentru a face, nu știu, a face rău unui om, până la urmă. Da. Sunt foarte multe mesaje de apreciere pentru dumneavoastră. Un profesor de nota 10, domnul Drulă, respect maxim, respect pentru domnul profesor și așa mai departe. Oamenii vă apreciază și asta înseamnă, în opinia mea, că trebuie să mergeți înainte și să faceți publice aceste nereguli, chiar dacă știți că nu sunteți dorit acolo în acel organism și că numai astfel ar putea să se rezolve, că eu nu le văd rezolvate. Asta este dureros, domnule profesor. Doar că ai speranța că ai făcut tot ce este omenesc posibil pentru a atrage atenția că lucrurile nu sunt pe drumul corect. Am mai fost întrebat, mai am încredere că se rezolvă și am răspuns da. Și dumneavoastră vă răspund la fel. Până la urmă, se vor rezolva. Asta este bine, că sunteți optimist din punctul acesta de vedere. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă dau posibilitatea să mai spuneți ceva pe final dacă ați uitat ceva din multele lucruri pe care ați vrut să le spuneți în decursul emisiunii. Domeniul e atât de vast, dacă aș face și comentariile. Dar dacă observați, eu mă limitez la comentarii cât mai puține și fac apel numai la actul în sine. Actul în sine, corect, este. Corect. Asta fac până până acum. La urmă, ăsta este rolul, să vorbim pe documente. Da. Deci voi continua sesizare la minister, scrisoare deschisă ministerului, scrisoare deschisă guvernului, scrisoare deschisă parlamentului, scrisoare deschisă instituției prezidențiale. Să vedem ce se va întâmpla. În care depun pe toate una după alta și le comunic acolo.
Sunt de aceeași părere cu telespectatorii noștri, cei care vă apreciază așa. Sunteți un profesor de nota 10, sunteți un om de nota 10. Și ce să zic, celor de la Motru le transmit că nu vor rămâne lucrurile așa. Uite, sunt oameni care sunt dispuși să arate cu orice consecințe adevărul. Noi le stăm la dispoziție. Așa că, doamnelor, domnilor de acolo de la Motru, nu uitați că suntem cu ochii pe dumneavoastră. Ca pe butelie, ca să zic așa. Și un cuvânt de apreciere pentru toți profesorii din Motru, să știți. Cunosc colectivele de mulți ani, cu mai bune, cu mai rele, dar pe ansamblu Motru a avut și încă are o școală foarte bună. Da, și niște copii minunați, pentru că rezultatele de la Motru, copiii de la Motru se bat la olimpiade cu copiii de aici, de la cele mai bune școli din Târgu Jiu. Mulțumesc încă o dată pentru prezență, mulțumesc celor care ne-au privit de acasă. Nu uitați, ești educat dacă spui, nu ești educat dacă taci din gură. Mulțumesc din suflet, seară liniștită, weekend liniștit, la revedere!